Mă bucur foarte mult că sunteți atât de mulți în seara aceasta. Mă așteptam și nu mă așteptam să fie această sală plină, dar faptul că este plină denotă interesul dumneavoastră, al societății de astăzi, al oamenilor de astăzi, al creștinilor, pentru provocările și interogațiile mari cu care ne confruntăm fiecare în parte în această lume, în această societate în care trăim, mai mult decât secularizată. Chiar dacă unii nu sunt de acord cu acest termen sau cu această caracterizare, eu încă rămân la ea. Așadar, o temă importantă, așa cum s-a spus, o să vedem dacă este sensibilă și dacă este sensibilă, de ce. Dar aș vrea să lămuresc din capul locului, de la început, câteva lucruri legate de această conferință, de obiectivul acestei conferințe, pentru că s-a scris atât de mult și despre mine, și despre conferință, pe toate site-urile, pe Facebook, pe bloguri, încât la un moment dat nici nu le mai puteam aduna și nici nu mai puteam să ne raportăm la el. Câteva lucruri pentru început. De când a apărut afișul cu această temă, am fost cel mai mult caracterizat, până acum n-am fost atât de mult caracterizat de când sunt conștient de prezența mea în acest univers. Caracterizările oscilând de la cel mai curajos până la cel mai naiv. Dragii mei, nu sunt nici cel mai curajos, nu sunt nici cel mai naiv, deci nu sunt foarte curajos, nici foarte naiv, dar sunt foarte conștient de ceea ce înseamnă rolul bisericii în societatea de azi. Foarte conștient de ceea ce înseamnă misiunea teologului astăzi. Locul pe care biserica trebuie să-l aibă în societatea de astăzi. Ce așteaptă lumea de la biserică, de la teolog, de la teologie? Ce așteaptă în fond lumea de la această carte, care nu numai că ne unește, este vorba de Biblie, ci ne și dezbină? Pe toți ar trebui să ne unească dacă am înțelege bine și corect mesajul ei și atunci nu ne-ar mai dezbina, dar să știți că și în dezbinare există o unitate. Așadar, așa să mă înțelegeți, nici în extrema cealaltă, nici într-o extremă, nici în cealaltă, undeva la mijloc, adică foarte conștient de rolul pe care îl avem astăzi. Încă un lucru doresc să precizez. Nu vorbesc în seara aceasta în numele Bisericii Ortodoxe Române. Nu vorbesc în seara aceasta în numele Universității Babeș-Bolyai. Să fie pentru toată lumea clar. Și dacă pe anumite bloguri au apărut una sau două expresii de genul acesta puse de cineva, colegi de la Universitatea Babeș-Bolyai, mi-e rușine cu un astfel de coleg. Ei, eu pot să spun, iubite coleg, mie nu mi-e rușine că gândești și așa, deși ești universitar. Nu vorbesc în numele Facultății de Teologie. Vorbesc în numele Cuvântului lui Dumnezeu care se găsește în această carte, care este Biblia. Acesta este... În numele acestei cărți, care este Cuvântul lui Dumnezeu și vorbirea lui Dumnezeu către lume, și către cea de azi, și către cea de mâine, și către cea de poimâine și până la sfârșitul lumii, până atunci când timpul acesta se va încheia, că se va încheia și lumea se va încheia, nu știm când. Așadar, în Cuvântul lui Dumnezeu, vorbesc în seara aceasta. Deci toată lumea și toate instituțiile
să se simtă liber. Sunt doar eu însumi responsabil de ceea ce am să spun și responsabilitatea mea este, așa cum veți vedea, axată pe cuvântul lui Dumnezeu. Societatea de astăzi, cea în care trăim, are nevoie de o reformă morală. Nu o să o fac eu. Dar toți împreună o putem face. Societatea de astăzi are nevoie de așezarea ei pe alte valori decât acelea pe care se pare că sunt impuse să fie așezată. Și valorile pe care trebuie așezată societatea de azi. Reforma spirituală și morală a acestui popor, acestei societăți, sunt cele care se găsesc în cuvântul netrecător, veșnic viu, al Bibliei. Spunea cineva pe un site, cine mai crede astăzi în cartea aceea? Ești liber să crezi sau să nu crezi? Ești liber să accepți această carte sau să o respingi? Dar să nu crezi că vei scăpa și de responsabilitatea raportării la această carte. Atunci când Moise a socotit că trebuie să lase un înlocuitor, providențialul Moise al istoriei, nu numai al unui popor. După ce a vorbit poporului, a spus lui Iosua. Găsim acest lucru în cartea Deuteronomului, capitolul 32. I-a spus lui Iosif, lui Iosif, așa. Iosua trebuie să facă un lucru. Să lăsați aceste cuvinte, era vorba de legea pe care a primit-o de la Dumnezeu, moștenire și copiilor voștri. Pentru că dacă veți lăsa aceste cuvinte și această lege, moștenire și copiilor voștri, veți trăi în veac. În alte traduceri, veți avea parte de mulți ani pe pământ. Iar Iisus a spus, la un moment dat, cuvintele mele sunt viață. Accept sau nu, crezi sau nu, acesta este un adevăr fundamental, existențial, ontologic, al existenței. Dragii mei, conferința din seara aceasta și tot ceea ce am să spun nu vrea, e departe de ideea că vrem pe cineva să supărăm, să jignim. Pe alți oameni, cu altă gândire, cu altă orientare sexuală. Conferința din seara aceasta nu instigă la ură, la violență, la intoleranță. Toți trebuie să știm că această parte la care mă refer este un segment, este o realitate a societății în care trăim și nu putem să o neglijăm. De aceea trebuie să știm și noi și cealaltă parte cum să ne raportăm unii la alții. Oameni cu altă gândire, cu altă orientare de acest gen, nu înseamnă că trebuie eliminați din societate, nu înseamnă să vedeți în final că biserica trebuie să-i părăsească, societatea se arunce la marginea ei, părăsindu-i acolo. Nu. Sunt oameni cu anumită înzestrare intelectuală, în funcții, pe poziții importante în societate și de care funcții și cultură societatea se folosește, nu sunt oameni care trebuie aruncați la margine. Oameni față de care trebuie să avem înțelegere, parteneri de dialog, o să vedem pentru fiecare. Dar trebuie fiecare dintre cele două părți să știe unde se poziționează în raport cu cealaltă. Acesta este obiectivul conferinței mele. Acesta este scopul, aceasta este intenția de a înțelege mai mult, mai bine toți, ce înseamnă familia. Această celulă pe care este clădită societatea
Și în conferința trecută am spus, deloc metaforic în titlul respectiv, societatea în care trăim, o lume fără familie? Și se pare că spre asta ne îndreptăm. Mai mult ca oricând a fost lovită familia în esența ei. Societatea de azi n-are nevoie de o familie creștină. N-are nevoie de mamă și de tată, am spus și data trecută. Are nevoie, în schimb, de o mamă robot, de o mamă computer, de un tată robot și de un tată computer, care, când s-au defectat și instituțiile nu mai pot folosi, se arunce. Mame și tați de unică folosință, e cea mai mare o aberație a societății în care trăim. Societatea de azi are nevoie de mama care să-și ia copilul de mână și să meargă printr-un parc, să meargă la plimbare, să aibă timp să-i zâmbească, să aibă timp să-l poarte în brațe, și tata pe amândoi să-i copleșească cu iubirea lui. De această familie are nevoie societatea, pe această familie o promovăm, pe această familie trebuie să o reînnobilăm în societatea în care trăim. Așadar, eu sunt invitatul organizației creștine Agape, iar tema din seara aceasta pe care o vedeți este doar o parte sau o temă dintr-un ciclu de mai multe teme pe care vreau să vi le arăt, iată, pe care o să le mai susținem, pe care o să le susțin în lunile care urmează, în încercarea de a crea, măcar, în conștiința și în dorința noastră, familia. Cea care s-a ținut, societatea de azi, o lume fără familie. Homosexualitate, ce ne spune Biblia? Toate au o legătură cu familia. Avortul, următoarea, când voi avea partener aici, va fi un dialog cu un medic, cu un specialist. Va fi un dialog foarte interesant. Și nu o să aleg un partener de dialog care să îmi spună că întru totul am dreptate. Avortul, deci ce ne spune Biblia? Violența în familie, o altă temă. Divorțul, o soluție? Pentru că foarte multă lume de astăzi crede că divorțul e o soluție. O soluție la ce? O să răspund la această întrebare. Copiii primăvara vieții, cei care veți veni, veți vedea ce înseamnă această lume pe care o aruncăm la marginea societății. Și, nu în ultimul rând, educarea copiilor și exemplul părinților. Așadar, iată, nu este o temă țintită spre o anumită categorie socială, cu intenții negative, ci face parte dintr-un ciclu de conferințe, invitat fiind de către organizația creștină Agape, în proiectul sau în programul ei, Prețuim Familia. Nu sunt aici în seara aceasta și în cele care vor urma, pentru că n-am ce să fac. Sau că n-am cu ce să-mi umplu timpul. Și pentru că sunt conștient, cum am spus, de ce rol avem în societatea de azi biserica și ce trebuie să facem pentru a salva celula pe care s-a clădit o societate. O societate fără familie și un popor fără mamă, fără cuvântul mamă, n-are nicio șansă să supraviețuiască în istorie. Și acum, după aceste câteva precizări mai lungi, dar știu că vor ajunge în toate colțurile și vreau să fiu foarte, foarte bine reperat din acest punct de vedere, trecem la tema noastră. Un cuprins, ca să aveți o imagine despre ceea ce am să prezint. Preliminarii. Primii oameni, prima familie și menirea ei.
Accentuez acest lucru. Primii oameni, prima familie și menirea ei. Vorbește Biblia despre homosexualitate? Vechiul și Noul Testament ce ne spune? Nu ce spun oamenii, nu ce spun eu, nu ce spune societatea. Ce ne spune Biblia? Atât. Mult puțin cât ne spune. Nu ne spune foarte mult, dar ne spune enorm de mult sau, altfel spus, suficient de mult. Și vom vedea. În loc de concluzii, o să vedem ce. Și ultimul punct, remedii. Am pus semnul întrebării. Nu punct și nici semnul exclamării. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, preliminare, o temă sensibilă, cea pe care am anunțat-o, extrem de sensibilă. Știți de ce este extrem de sensibilă? Pentru că noi o concepem așa. Este o temă pe care trebuie să o abordăm deschis, fără multe susceptibilități, fără multe semne de întrebare. De ce să fie sensibilă? Este o temă care exprimă o realitate socială. N-am simțit foarte mult asupra acestui lucru. Deci nu este o temă sensibilă. Mai departe. O problemă gravă pentru societate? Răspunsurile sunt multiple. Gravă pentru unii. Indiferentă pentru alții. Dar pentru toți, îngrijorătoare. Și o să vedem de ce. Nu pentru lumea din afară, pentru ambele lumi. Vorbesc în termeni paulini, adică lumea poziționată pe valorile creștine ale familiei și lumea care are o altă gândire, o altă orientare, care, repet, lume trebuie să existe lângă noi, lângă mine și lângă tine. De aceea trebuie să regândim întregul sistem de apreciere acestei lumi pe care noi o socotim că trebuie aruncat la margine. Mai departe, un fenomen modern, nici vorbă. Adesea se spune homosexualitate, lesbianism, păcate moderne, nici vorbă. Au existat în antichitatea, adică în lumea de mult apusă, în antichitate, și timpurie, dacă puteți spune așa, și târzie, și lumea romană, și lumea greco-romană, și în lumea romană, și în lumea creștină, o să vedem, în lumea de azi, și m-aș putea întreba, și în lumea de mâine? Cu siguranță. Absolut și în lumea de mâine. Așadar, nu este un fenomen modern. Mergem mai departe, prima temă, primii oameni, prima parte, primul mare capitol din temă, primii oameni, prima familie și menirea ei, referatul biblic al Genezei. Dragii mei, sunt nevoit să fac referință la textul original, în unele cazuri, la anumite cuvinte ale textului original al Bibliei. Vechiul Testament, adică Septuaginta, acea primă traducere a Bibliei ebraice în limba greacă, pentru diaspora iudaică, care nu mai știa limba maternă, cândva, nu știm când, dar în orice caz, cu mult timp înainte de Hristos. De ce? Pentru a înțelege mai bine anumiți termeni din traducerile moderne. Dar am să explic fiecare termen care necesită o anumită explicație. Primii oameni, ce spune Geneza? Cine au fost primii oameni? Aș putea să-mi spuneți toți, dacă v-aș întreba, și cred că toți ați răspunde, Adam și Eva. Da. Dar să vedem cine era Adam și Eva. Adam și Eva sunt două nume. Dar cine era Adam și Eva? Adică cine sunt primii oameni.
V-aș ruga să fiți atenți la text, la slide. Toată lumea și cei care poate acum mă privesc cu suspiciune. Iată ce se spune în Cartea Afacerii, capitolul 1, versetele 26-27. L-am pus aici ca să nu citesc pe Biblie și din Biblie, ca să vedeți toți textul, nu numai să-l auziți. Și să pot să exemplific anumite cuvinte. Și a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră ca să stăpânească peste tot pământul, peste toate vietățile, și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. Și acum este important. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut bărbat și femeie. Dar nu avem aici termenul pentru bărbat de anir în limba greacă, în original, așa cum se folosește pentru cuvântul bărbat, și pentru femeie nu avem cuvântul ghini, termen folosit în mod uzual pentru femeie, ci avem doi termeni speciali, și anume arsen, care însemnează nu bărbat, ci ființa masculină. O să vedeți de ce e important acest lucru. Și din coace spune nu femeie, ci tili, adică ființa feminină. De ce? Mai departe o să vedem termenii pe care am spus. Apar acești termeni, de anir și de ghini. De ce? Pentru a preciza de la început, iată cât de exact este Biblia, cât de matematică, dacă vreți. Pentru a preciza de la început că primii oameni care au fost creați de Dumnezeu au fost bărbat în sensul de ființă masculină și femeie în sensul de ființă feminină. Avem precizat clar, matematic, acest lucru ca într-o ecuație. Nimic peste acest text putându-se spune în interpretare. Cât se poate declara. Deci avem de-a face cu o ființă masculină și cu o ființă feminină. Haideți să vedem ce se întâmplă cu aceste două ființe. Nu doi indivizi, două ființe. De genuri diferite, de sexe diferite. Iată mai departe textul. În Geneze 2:23 se amintește prima familie. Aceia sunt primii oameni pe care i-am spus în slide-ul anterior. Să vedem care este prima familie. Iată. Și a zis Adam, cum găsim un nume pentru ființa aceea masculină? Și a zis Adam, iată os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, și observați aici exact termenul pe care vi l-am spus înainte. Ghini. Nu tili, ca înainte. Ghini. Vă explic imediat. Pentru că a fost luată din bărbatul ei. Nu mai avem ars, ci este andros, anir. Mergem mai departe. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni. Acest verb, proscolao de aici, însemnează mai mult decât a uni două lucruri. În original însemnează o unire care însemnează o contopire. Adică în așa fel acea contopire, încât se naște din acea contopire o nouă ființă. Și asta e legătura dintre bărbați și femei în căsătorie. Nu doi parteneri de viață, nu doi subiecți a unui contract social sau juridic, cum adesea se spune și se înțelege astăzi prin familie, ci unirea aceasta care se realizează în taina expresă, în misterul expres al cruniei, se realizează acea ființă unică. De altfel, v-aș ruga acum să fiți atenți aici. Așadar, se va uni cu femeia sa și cei doi, nu unire, cum am spus, ci cei doi vor fi un trup. Și foarte important, ce este aici scris. Acesta este textul original. Nu se spune pentru trup, soma, care semnează trupul pe care îl are un om. Așa cum le vedem cu toate componentele lui. Nu spune aici cei doi vor fi prin această unire
un trup, adică soma, ci vor fi sarca mia, care semnează sarca, însemnează carne. Adică exact ce vă spuneam înainte, o contopire ființială desăvârșită, ontologică, întreagă. Aceasta este relația dintre cei doi. Și că este așa, au înțeles foarte bine. Noi în limba română nu avem aceste nuanțe, că dacă spunem carne, este puțin ridicol. Dar uitați-vă dumneavoastră cum traduc două mari ediții ale Scripturii. Am luat una germană și alta engleză, bănuiesc că sunt limbi accesibile tuturor. În Zürcher Übersetzung, o ediție importantă, la Geneze 24 de aici din acest text, se spune așa, cei doi vor fi un trup. Sie werden ein Fleisch. Nu este folosit cuvântul Leib, ci Fleisch, carne. Exact ce întâlnim în textul original. Mai departe, în engleză, they shall become one flesh. La fel, mai mult decât cuvântul body. Ei nu vor deveni un body. Ei nu vor deveni un trup în sensul acesta. Dragii mei, pentru toți, pentru dumneavoastră, pentru cei tineri, pentru cei care sunteți căsătoriți, pentru cei care urmează să fiți căsătoriți, e important să știm în ce raport ne găsim cu cel de lângă noi. Când știi acest lucru, o să vedem mai departe, când știi acest lucru, că cei doi sunt una, spune și Apostolul Pavel, nu mai ți este permis orice în familie. Nu mai poți să te raportezi oricum la cel de lângă tine. Și să vedem acum menirea familiei. Geneze 1, 28. Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l sau stăpâniți-l. Aceasta e menirea familiei. Care este prima menire? De fapt, sunt două, am spune noi, obiective importante ale familiei, ale primilor oameni. Primii oameni, primul obiectiv, creșteți și vă înmulțiți. Avem într-adevăr și în original două verbe folosite, două verbe diferite, dar cu același sens. Acest axano, din original, însemnează grow, increase, multiply. Din ediția, mulți dintre dumneavoastră din sală poate știu, King James Version. Și verbul plitino, pentru înmulții, care însemnează la fel, multiply. Cu alte cuvinte, două verbe care repetă același sens, de a ne înmulți. Prima menire a primei familii, a primilor oameni, a fost aceea, prima sarcină, primul obiectiv, de a se înmulți. Dar cine să se înmulțească? Cine? Cele două ființe diferite. Una de gen masculin, am văzut la început, și alta de gen sau sex feminin. Cuvântul care a apărut mai departe, de bărbat, anir și ghini femeie, sunt termenii care exprimă funcțiunile oarecum, sau statutul oarecum din familie, adică ceva de genul, uite, a venit și bărbatul meu aici la conferință, ca să folosim un exemplu, adică a venit și soțul meu. Sau spunem adesea, uite tu femeie, am ceva să spun, adică soția. Când e vorba de menirea, iată, doi termeni care arată prima sarcină, primul obiectiv, primul scop al celor doi, de a se înmulți. Și mulțirea nu poate fi realizată, știm cu toții, biologic, decât între cele două genuri, între cele două ființe de sex diferit. Altfel, nu există înmulțire. O să ajung puțin și la tehnicile moderne de astăzi. Dar eu vreau să vă spun de menirea familiei, menirea originală a familiei. Trec peste următoarele slide-uri pentru a câștiga timp ce a făcut iluminismul și revoluția
din Franța, a creat cadrul pentru viitoarele aberații. Dau un nume, Voltaire, deiști și Jean-Jacques Rousseau, libertatea sexuală, mijloc de exprimare a bărbaților și femeilor, dincolo de civilizația creștină. Auziți? Mai departe, nu insist. Deși mi-am propus la început să insist. Nietzsche proclamă moartea lui Dumnezeu, dar și moartea filozofilor. Și la un moment dat afirmă el o morală în opera lui, instinctiv biologizantă, neopăgână, prin anularea noțiunii de păcat și a valorilor creștine. Dragii mei, mulți sunteți în sală, poate specialiști pe acest subiect. Poate sunteți unii. Să știți că Nietzsche nu este cunoscut îndeajuns astăzi. Nietzsche trebuie regândit, de aceea un specialist în Nietzsche, un filozof, Christian Niemöller, dacă bine mi-amintesc, a inițiat această acțiune, acest fenomen, acest curent de redescoperire a lui Nietzsche. Și a apărut în 2009 un lexicon, Nietzsche Lexicon, la care au locat 105 specialiști pe opera lui Nietzsche. Și au descoperit acești oameni, acești specialiști, că 5 din cele 505 lucrări care au apărut, studii care au apărut, doar 66 erau originale. Alții spun 60. Și s-a demonstrat că sora lui Nietzsche, Elizabeth Forster, a măsluit toată opera fratelui ei, pentru că Nietzsche a fost bolnav, el face prima criză în Torino de nebunie, văzând cum un cal este bătut și este în agonie. Nietzsche a fost un om sensibil. Și ea a măsluit toată opera lui Nietzsche ca să-l creeze pe Nietzsche ca fundament al nazismului, al antisemitismului și a ideii sau teoriei de supraom, sau superman, care au slujit foarte bine, știți cui, așa se face că în 1935 Hitler personal participă la funeralele surorii lui Nietzsche, Elizabeth Forster. Doar o simplă paranteză. Însă cei care sunteți, poate specialiști filozofii, ați putea să-mi spuneți mult mai multe în acest sens. De aceea, și din punctul meu de vedere al cunoștințelor puține pe acest subiect, Nietzsche trebuie regândit. Dar a avut, sigur, și greșelile lui și teoriile lui care trebuie regândite. Mai departe, știm teoria lui Charles Darwin, acel naturalist strălucit, biolog englez, care a venit cu teoria, a lansat teoria evoluției. Pentru el, sexul fiind un instinct animalic, nu are nicio motivație să fie legat de niște principii religioase sau morale. Uitați-vă ce fac acești oameni din familie. Și mai departe, Sigmund Freud, despre care iară se poate vorbi foarte mult, sexualitatea este instinctul dominant al omului și astfel încearcă să arunce, să creeze sau să placeze, am mai bine spus, acest instinct important al omului pentru perpetuarea speciei umane spre plăcere. Doar spre plăcere. În curtea, în Comisia și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, stipulate trei lucruri. Nu insist asupra lor, doar pentru o trecere în revistă ca să vedeți unde ne situăm. Acolo sunt câteva drepturi, uitați bine, cu privire la persoană. Sau persoana are următoarele drepturi majore, să spunem noi, esențiale. Și anume, cu privire la alegerea persoanei sau a sexului când se căsătorește. Auziți? Mai departe. Cu privire la reproducere. Și aici intră atât îmbogățirea formelor de reproducere și iată unde ajungem, fertilizarea în vitru, transferul de embrion sau de gameți, sau cu privire la refuzul acestui drept, pe care spune Curtea Europeană că l-are dreptul, concretizat în sterilizare sau în avort. Și tema următoare va fi pe avort. Și ultimul drept, asupra morții. Iată, după această comisie, omul are dreptul sau are libertatea cum să-și încheie viața. Prin eutanasie sau suicid. Această societate în care trăim, axată pe aceste, cu ghilimele,
de rigoare, drepturi. Iată de unde am pornit și unde am ajuns astăzi. Și acum, ce spune Biblia despre homosexualitate? Urmează câteva texte pe care am să le citesc. N-am să le comentez foarte mult. Vă las pe fiecare în parte să le puneți acolo, undeva în adânc, în ființă, ca reper pe acest subiect. O simplă trecere, o scurtă trecere în revistă a locurilor din Biblie. 7 locuri din Biblie amintesc de homosexualitate. 2 se referă la viol homosexual sau tentativă de viol homosexual și o să vedem imediat. 1 se referă la prostituție și homosexualitate și 4 sunt porunci și sentințe foarte drastice. Acestea sunt textele, dragii mei, care se referă la acest fenomen numit homosexualitate. Și acum să le luăm pe rând, nu pe toate, și foarte scurt câteva dintre ele. Primul text, Geneza 19, 1 până la 13, este vorba de cetatea Sodoma. Pieirea cetății Sodoma, de aici păcatul sodomie. Și iată ce se întâmplă cu această cetate. La Lot, un om care respecta cuvântul lui Dumnezeu, era nepotul lui Avram, care se temea de Dumnezeu, care împlinea poruncile, trăia în mijlocul unei societăți bolnave a timpului său. Cum putea el? Și Dumnezeu trimite 2 oameni să-l salveze pe Lot. Era de fapt 2 îngeri întrupați în oameni. Și acum, atenție la acest text. Cei 2 îngeri au ajuns la Sodoma spre seară, iar Lot ședea la poarta Sodomei. Și văzându-i, Lot s-a ridicat, se întâmpine și s-a plecat cu fața până la pământ. Era un act de respect, de ospitalitate. Și le spune, rogu-vă, domnii mei, abateți-vă pe la casa robului vostru și rămâneți acolo peste noapte. Spălați-vă picioarele, iar mâine vă veți scula de dimineață și vă veți duce în drumul vostru. Ei însă au zis, nu, ci vom rămâne în uliță. Dar el a sărit atât de mult încât ei s-au abătut pe la el și au intrat în casa lui. Atunci el le-a făcut ospăți și azibe le-a copt, iar ei au mâncat. Dar mâine, dar mai înainte ca ei să se fi culcat, acum aici este important. Oamenii cetății, sodomiții, numele de la cetatea, Sodoma, de la tânăr până la bătrân, tot poporul până la unul au înconjurat casa și l-au chemat afară pe Lot și i-au zis, unde sunt bărbații care au venit la tine asupra nopții? Adu-i afară ca să-i cunoaștem. Termenul biblic pentru a cunoaște însemna a avea relații sexuale. Adesea, Avram a cunoscut-o pe soția lui și a născut, pe Sara, și a născut fiul. Și mai multe exemple în acest sens. Deci, adune afară că se cunoaște. Iată scopul pentru care ei chemau pe cei 2 oameni afară. Lot a ieșit în fața ușii, a închis ușa după ei și le-a zis, nu, fraților, vă rog, nu faceți răul. Cuvintele subliniate sunt importante. Iată, eu am 2 fete care n-au cunoscut bărbat. Vi le aduc să faceți cu ele ce vă place. Numai acelor oameni. Să nu le faceți nimic de vreme ce au intrat sub acoperișul casei mele. Dar ei au zis către el, dă-te la o parte. Ești un venetic. Și acum faci pe judecătorul. Ție-ți vom face mai rău decât lor. Și s-au năpostit asupra lui Lot
și s-au apropiat de o ușă, de ușă să, să o spargă. Dar oamenii și-au întins mâna, l-au tras pe Lot la ei în casă și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire, deci erau numai întrupare de om, erau îngerii lui Dumnezeu. Au avut această putere. De la mic până la mare, așa că s-au lăsat pe gubaș să mai caute ușa. Apoi oamenii i-au zis lui Lot, ai pe cineva din ai tăi aici? Pe ginerii tăi, pe fiii tăi, pe fetele tale sau pe oricine mai ai în cetate, scoate din locul acesta. Că și noi avem să nimicim locul acesta, pentru că strigarea împotriva lor s-a suit la fața Domnului. Strigarea împotriva lor. Și Domnul ne-a trimis să-i pierdem. Și cunoaștem cetatea a fost nimicită cu foc și pucioasă. Concluzia va fi imediat. Alt text. Din Judecători, capitolul 19, versetele 22, 25 și 20, 48. E vorba de o cetate pe nume Gibea. Ca să înțelegeți despre ce este vorba. Un levit, un om, avea o concubină, nu era soția lui, din cetatea Betlehemului Iudeii. Și s-au certat. Și concubina lui, în alte traduceri, țiitoarea lui, a plecat acasă. A mers la părinții. Și după un timp, omul se duce acasă să-și aducă acasă concubina. Și este bine primit de părinții acesteia, zăbovește un timp acolo și apoi se întorc la casa lor, în muntele Efraim. Și pe drum ajung într-o cetate, în Gibea, și au vrut să rămână în uliță. De fapt, nu au vrut să rămână în uliță, au vrut să fie adăpostiți undeva, dar nimeni nu i-a primit. Și atunci au rămas în uliță. Și a trecut un om, un om bătrân, pe calea aceea, și a întrebat, ce-i cu voi aici? Și-au răspuns, nu ne-a primit nimeni. Și atunci acel om a spus, haideți că vă primez eu, haideți în casa mea. O să dau și mâncarea sinilor voștri, o să vă ospătesc și pe voi, o să vă dau pâine să mâncați și să vă ospătați, să vă spălați picioarele, poposiți în casa mea. Acesta este contextul în care se întâmplă ce se întâmplă acum. Și iată că bărbații cetății, Gibea, fii ai nelegiuiților, au înconjurat casa și au bătut la ușă și au zis către bătrân, stăpânul casei, scoate-l pe omul care a intrat în casa ta, ca să-l cunoaștem. Acela sens pe care vi l-am spus înainte. Atunci a ieșit la ei stăpânul casei și le-a zis, nu, fraților, nu faceți rău. De vreme ce acest om a intrat în casa mea și... Acum urmează un cuvânt important. Să nu faceți nebunia aceasta. Observați cum este caracterizată în Vechiul Testament această faptă. Aici, nebunia aceasta. Și spune mai departe omul. Iată, eu am o fată fecioară, iar el are o țiitoare. Le voi scoate afară, umilițiile, și faceți cu ele după cum vă este pofta. Dar cu acest bărbat, să nu faceți o astfel. Iată o altă caracterizare de faptă nebunească. Mai departe, oamenii, cetății, n-au vrut să-l asculte. Punctele, mai departe, exprimă ce a urmat. Pentru că ei au făcut în Israel o astfel de nebunie și o astfel de rușine, iarăși două cuvinte de caracterizare, fiii lui Israel s-au întors către fiii lui Veniamin, aceștia erau cei care locuiau în cetate, și au trecut prin ascuțișul sabiei de la cetate până la pășunea cirezilor și până la orice s-a putut afla în fiecare cetate. Text fără comentarii. Următorul text, care cuprinde câteva sentințe, așa cum am spus înainte. Ia uitați-vă ce spune acest text din Cartea Leviticului, capitolul 18, versetele 22 și 23. Eu sunt Domnul, adică Domnul vorbește. Domnul Dumnezeu, nu un om.
Eu sunt Domnul. Să nu te culci cu bărbat ca și cum te-ai culca cu o femeie. Și caracterizarea? Aceasta e urăciune. Mai departe? Nici cu dobitoc să nu te culci, ca să nu devii spurcat, nici femeia să nu stea la dobitoc ca să se împreuneze cu el. Aceasta e urăciune. Păcate. Dinainte. Din lumea trecută. Nu credeți că sunt păcate astăzi moderne, aceste păcate? Mai departe. În cartea Leviticului, în capitolul 20, versetul 13, citim aceste lucruri. De se va culca cineva cu bărbat, ca și cum s-ar culca cu o femeie, amândoi au săvârșit urăciune. Și sentința este drastică. Vor fi omorâți că vinovați sunt. Vor fi omorâți că sunt vinovați. Mergem mai departe. Concluzia Vechiului Testament. Homosexualitatea se practică. Era o realitate și a societății de atunci. Am văzut două cetăți, Sodoma și Gibea. Apoi, doi, homosexualitatea, cum apare în Vechiul Testament? Păcat înainte lui Dumnezeu, urăciune și rușine. Nu eu o spun, nu spune un om, nu spune un profesor, nu spune un medic, nu spune un preot, nu spune un om obișnuit. Aceste cuvinte sunt cuvintele Bibliei. Eu pe ce să le-am citit? Și este, așa cum am văzut, pedepsită de Dumnezeu și atenție acum, colectiv. Nu numai personal, și colectiv. De aici responsabilitatea societății, a întregii urbe, pentru un păcat care se săvârșește în ea. Nu mă refer numai la homosexualitate. Suntem toți responsabili de ce se întâmplă într-o societate și de păcatele oamenilor din ea, ale membrilor ei. Dragii mei, mulți dintre dumneavoastră știți un lucru. Din vechiul sat românesc, din sănătosul sat românesc, al copilăriei noastre, sau al copilăriei dumneavoastră, a tinereții noastre, a unora. Când sâmbătă seara, când trăgea clopotul de vecerne la biserică, nu mai rămânea nimeni pe câmp. Iar dacă cineva îndrăznea să rămână pe câmp și să mai lucreze, era certat, admonestat de toți oamenii satului. De ce? Pentru că aveau toți conștiința că a intrat ziua Domnului. Și că păcatul unuia are consecințe asupra întregii colectivități. Și spuneau adesea, auzeam și eu de la bunici, de la părinți. Haide, oprește lucru, du-te acasă, vrei să ne bată Dumnezeu cu grindină și cu alte lucruri? Iată conștiința omului sănătos în care cuvântul lui Dumnezeu era bază a vieții. Consecințele sunt colective ale păcatului, pe lângă cele individuale. De aceea, dragii mei, suntem toți responsabili de ce se întâmplă în această societate. N-avem dreptul să spunem, e problema unor oameni, e problema unui om, e problema politicienilor, a celor din fruntea țării. Nu, nu-i problema lor. E problema noastră a tuturor, nu numai a lor. De aceea, o colectivitate, un popor suferă și este pedepsit colectiv pentru păcate individuale sau colective, de grup. De aceea să fim foarte atenți la societatea noastră. De aceea avem menirea, avem datoria, avem obligația să intervenim în societatea noastră. Spuneam odată la catedrală, într-o referire la un text al Evangheliei, de acel personaj colectiv al patrulea, care lipsește astăzi din societate. Adică e vorba de acei doi datornici, stăpânul iartă pe amândoi, trei personaje. Stăpânul și cei doi datornici care sunt iertați, dar care unul nu-l iartă pe celălalt cu datorie mai mică. Și atunci intervine al patrulea personaj colectiv,
ceilalți colegi, care se duc și spun stăpânului lor: uite, stăpâne, uite, vrem să spunem ceva. Știi ce? Cel căruia i-a arătat o datorie imensă, enormă, n-a avut milă față de colegului care datora o nimică toată. Și l-a strâns de gât, și l-a bătut, și l-a aruncat în praful drumului să plătească banii, dar el n-a avut. Iar tu l-ai iertat, i-ai iertat pe amândoi, pentru că amândoi ți-au spus să ai îngăduință, că n-au cu ce să plătească acum. Iar el n-a avut îngăduință. Și stăpânul face apoi dreptate. Când? La intervenția personajului colectiv. De aceea, dragii mei, și în primul rând mă adresez vouă tinerilor: voi sunteți schimbul nostru de mâine. Voi sunteți speranța acestei societăți. Voi sunteți speranța bisericii. Voi sunteți speranța întruchipării în ceva folositor a ostenelilor noastre pentru viitor. Luați atitudinea personajului colectiv și stârpiți din societate răul și interveniți atunci când răul se propagă în societate. Să nu vă fie teamă de nimeni. Doar de Dumnezeu să vă fie teamă. În fața adevărului să nu vă fie teamă de nimeni. Aveți personalitate, aveți demnitate, aveți caracter, aveți coloană. Să schimbați din temelii această societate. Clădită tot mai mult pe nisip mișcător. Și o clădire pe nisip mișcător, și dacă nu e mișcător, numai pe nisip, n-are nicio șansă să reziste. De aceea speranța este în voi. Să nu vă temeți să fiți voci în societate. Nu pentru interes personal, pentru interesul colectivității. Și trebuie să avem curajul să spunem lui da, da, și lui nu, nu. Cu atât mai mult biserica de astăzi. Biserica de astăzi nu mai poate rămâne în biserică. E un joc de cuvinte pe care îl folosesc. Adică nu mai este suficient dacă biserica de astăzi rămâne în biserică săvârșind sfintele slujbe. Nu. Trebuie să iasă în lume pe provocările ei și să preîntâmpine provocările ei și cu curaj și cu demnitate, cu demnitate, fără interes, imediat. Accentuez, fără interes, imediat. De aceea, cu orice risc, mulți știți, mi-am asumat riscul. Precum mi-am asum tot ce spun în seara aceasta. Nu în numele nimănui, în numele meu și al Bibliei. Și am spus, Biserica Ortodoxă nu trebuie să facă politică. Biserica Ortodoxă Română, pentru biserică, toți sunt fiii ei, indiferent cărui partid aparțin. Nu putem să spunem astăzi, știi, pentru voi sunt mamă astăzi, dar pentru voi, fiii mei, pentru o lună, pentru două, pentru un an, sunt mamă vitregă și apoi schimbăm rolurile. Nu se poate. Biserica este mamă pentru toți. Trebuie să stea în afara implicării politice pentru a nu fi acuzată că face dreptate numai unora și altora nu. Fiii mamei sunt toți fiii ei. De aceea, aveți curaj, aveți demnitate, aveți voce, oriunde ați fi, pentru adevăr, pentru valorile în care credeți și pentru care valori, să știți, și-o dă viața moșii și strămoșii noștri. Nimeni nu și-o dă viața pentru o minciună. Mergem mai departe, foarte pe scurt, mă apropiu de încheiere. Noul Testament ce ne spune? Am să citesc doar textele, la unul oprindu-mă, pentru câteva momente. Și exact acesta este. Romani 1, 23, 28, 30. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pentru a putea răspunde
Ce este acest fenomen despre care vorbim? E păcat? E boală? E pedeapsă? Părerile sunt împărțite ale specialiștilor, ale oamenilor. Dar ce ne spune Biblia? Și părerile medicilor sunt împărțite. Nu vă aveți răgazul și timpul să vă arăt o bibliografie. Imensă bibliografie. Cu păreri împărțite. Iată ce se spune, și acest text este textul clasic din Noul Testament, al Apostolului Pavel. Și Apostolul Pavel spune așa, galatenilor, unor creștini din Asia Mică, le spune galateni, după ce face galateni fără de minte, de că erau nestatornici, spune, eu n-am primit Evanghelia de la om, nici n-am învățat-o de la om, ci am primit-o prin descoperire. Pe aceea povestesc. De aceea tot ce spune Apostolul Pavel este Evanghelia lui Iisus, este Cuvântul lui Dumnezeu. Repet, credem sau nu credem e problema personală, dar consecințele nu ne scutesc vis-a-vis de necredință. Iată ce spune Apostolul Pavel în Roman 1, capitolul 1, următoarele versete. Culoarea minte asupra acestui text. În parte sau în mare, el dezleagă enigma. Sau răspunsul la întrebare. Slava lui Dumnezeu, cel onestic căcios, au schimbat-o în asemănarea chipului omului celui stricăcios și al păsărilor și al patrupedelor și al târătoarelor. De aceea Dumnezeu, iată, Dumnezeu intervine. Dacă e schimbat slava Lui, dacă e părăsit-o, te lasă, ești liber. Dar o să vedem consecințele acestei libertăți. De aceea Dumnezeu i-a lăsat necurăției, nu i-a predat, deși apare verbul acesta în original, dar apare sensul mai potrivit, i-a lăsat, în plata lor, cum se spune, i-a lăsat necurăției, după poftele inimilor, ca să-și necinstească trupurile ei între ei. Acest verb, atimazo, de aici, din original, din limba greacă, înseamnă mai mult decât o necinstire. Ceva de genul ce înțelegem noi obișnui. Înseamnă ceva ce nici nu mai poate fi folosit. Nici nu mai poți să te uiți la așa ceva. Iată mai departe ce spune Sfântul Pavel. Ca unii care au preschimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii în locul făcătorului. Și acum mai departe textul. Pentru aceea Dumnezeu i-a lăsat unor patim de necinste, și acum e important, că femeile lor au preschimbat legăturile firești cu acelea împotriva firii. Nu este nevoie să spun despre ce este vorba. Cum este caracterizată acest păcat sau această acțiune astăzi. Mai departe, asemenea și bărbații. Părăsind firească legătură cu femeia, în pofta lor s-au aprins unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea. Că este vorba de același lucru, întâlnim, după cum vedeți, același text din Vechiul Testament al Revelației. V-am arătat aici, v-am scris traducerea substantivului din limba greacă cu indes, act, shame și așa mai departe. Și primind în ei înșiși răsplata cuvenită rătăcirii lor. Ceea ce fac unele ca acestea e înfricoșător. Ce și frică se citește. Sunt vretnici de moarte. Termenul este, uitați-vă aici, axi tanatu isin. Vretnici de moarte. Tanatu sunt de moarte. Nu numai că le fac, atenție, dar le și încuvințează celor ce le fac. Sunt vrednici de moarte, dar nu trebuie nimeni să-i omoare. Aceasta este consecința păcatului. Dar pentru păcătos trebuie să ai milă pentru cel bolnav și compasiune. Nu aruncăm la marginea societății ce nu putem folosi, ce încercăm să reparăm. Mai departe. Consecința
așa cum ei și așa cum ei n-au încercat să-L păstreze pe Dumnezeu în cugetele lor, tot așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor cea fără judecată, drastică, caracterizarea Apostolului Pavel. Repet, nu a mea. Fără judecată se facă ceea ce nu se cade. Acesta este textul clasic din Noul Testament care vorbește despre acest fenomen dureros din perspectiva lui Dumnezeu a societății. Dar în care putem să lucrăm? Îmbunătățindu-l. Toți. Ce este mesajul meu din seara asta? Nu de omorâre a nimănui? Nu de aruncare? Ci de compasiune, de înțelegere, de apropiere de cel de lângă tine. Și de încercare, de recuperare. Iată în 1 Corinteni 6, 9-10 ce se spune, am să citesc numai textele. Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, adică relația, comuniunea cu Dumnezeu? Nu vă amăgiți nici desfrânații, nici închinătorii la idol, nici adulterii, nici stricații de tot felul, nici sodomiții, știm despre ce este vorba acum, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici bajocoritorii sau hrăpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Din aceste păcate putem ieși? Asta nu înseamnă că inexorabile sunt condamnați. Putem să ieșim de acolo. E avertismentul lui Dumnezeu acesta. Nu soluția definitivă. Soluția definitivă stă în puterea noastră de a ieși de aici. Și textul, ultimul verset, și așa erați unii dintre voi. Iată, Corintenul spune, aceștia erați voi la început. Și acum spune exact ce vă ziceam înainte. Dar v-ați spălat, deci de acest om, v-ați sfințit, v-ați îndreptat într-un numele Domnului Iisus Hristos și într-un Duhul Dumnezeului nostru. Salvarea stă în puterea ta. Și mai departe, alt text din 1 Timotei 1, 8-10. Noi însă știm că legea e bună dacă o folosești legală. Știind aceasta că legea nu e pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei necredincioși și păcătoși, pentru necuvioși și spurcați, pentru ucigași de tată și ucigași de mamă, pentru asasini, pentru cei desfrânați, acum, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâm și pentru tot ceea ce se împotrivește învățăturii sănătoase. Legea lui Dumnezeu e pentru aceasta. Legea oamenilor adesea e pentru aceste lucruri. E trist că trăim această realitate. Când legile se aproape sunt făcute pentru astfel de categorii sociale, unele dintre ele. În loc de concluzii, penultimele slide-uri, n-am să le dezvolt. Aș vrea pentru fiecare dintre noi să fie puncte de reflexie. Prima, homosexualitatea reprezintă un eșec moral existențial și din perspectiva textului biblic, încă o dată accentuez. Prin pierderea menirii omului de a se împlini pe sine însuși prin urmași și astfel e afectată familia. 2. În actul creației, Dumnezeu a dat viață bărbatului și femeii, imprimându-le menirea de a fi un singur trup în scopul perpetuării neamului omenesc. 3. În fața acestei realități, homosexualitatea reprezintă pentru morala creștină un păcat, o faptă lipsită de finalitate, un eșec al instinctului de conservare al speciei umane, care este menirea. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, ce v-am citit înainte, creșteți și mulțiți-vă și
și umpleți pământul și stăpâniți-l. Remedii? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? N-am să interpretez nimic. Reflecții pentru toți. Iată, în Coloseni 3:5-6 se spune așa. Adică remedii pentru această lume? Da, există. Pentru acest segment de lume. Prin urmare, ucideți dorințele voastre cele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta cearea și lăcomia, din pricina cărora, atenție la primele cuvinte, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultați. Și mânia lui Dumnezeu. Nu-i ca mânia omului. Cum? Cum să ucidem toate acestea? Prin ținerea sub control al gândurilor și prin umplerea minții cu gânduri sănătoase. Și am să dau un text în acest sens. Filipeni 4:8. Două, de fapt, vă dau. Și ultimele. Fraților, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubire, câte sunt cu nume bune, dacă e virtute și dacă e de laude, pe acestea să le gândiți. Și mai departe, textul din Efeseni 4:22-24. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, al fostului vostru fel de viață. E o metaforă aceasta. Și este explicată prin fostul fel de viață, care se strică prin poftele înșelăciunii. Să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, deci să vă noiți în duhul minții voastre. E o mare realizare aceasta. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Iată, există omul vechi, dar există și omul nou. Pe acest om îl vrem toți. Pe acest om. Pe acest neosantropos. În expresia paulină sau în alt text, pe acea kenictisis, acea făptură nouă. Făptură nouă. Zidit după Dumnezeu în dreptatea și sfințenia adevărului. Biserica și societatea nu îi poate abandona și nesocoti pe acești oameni. N-avem dreptul. Ei ce sunt? Subiect de misiune și de dialog. Eu am stat de vorbă cu astfel de oameni. Și în scaunul spovedaniei, una dintre terapii, că mai există și cabinetul medicului, a doua terapie, în scaunul spovedaniei, pe o bună parte din acești oameni îi vezi cu inima ruptă și plângând. Și trebuie să avem răbdare cu ei. Ei sunt subiecți de misiune pentru noi, dar și de dialog cu ei. Pentru fiecare. În parte. Ultimul slide.